Mi-ați trimis un video de la o instituție publică. Ce avem aici? Coboară niște bătrâni pe scări. Ce se întâmplă? A, da, vă salut. Este instituția medicală, punctul medical din satul Burlacu Raionul Cahul, care nu are rampă de acces și iată cam așa urcă, coboară bătrânii cu cârjă cu două și cu trei, adică cu cârjă și cu două și plus la asta și deci calea până la punctul medical iarăși este cu niște plite neuniforme așezate. Și Denivelări, deci da, și eu poți să te împiedici. da, și respectiv aceste doamne au avut chiar traume până tot pe trotuare, mergând, deplasându-se pe trotuare, au avut fracturi și de mână și de picior. Și de revolta care este, pentru că eu încerc să demonstrez guvernului alte priorități pentru primăria, pentru comuna Burlacu și nu decât cele de o jumătate de milion pentru clădirea edificiului primăriei, însăși cabinetele. Tot ieri cu greu am Da, filmat dar pentru că Mata, în niște ce lucruri. calitate demonstrezi asta? Ca cetățean deja sau na, eventual consilier Sunt independent consilier. ales local, dar minoritar, pentru că majoritatea a votat pentru proiectul cel înaintat de primar la ședința de marța trecută sau de acum marți. Și documentele au Marța fost trimise trecută, la da. guvern, deci guvernul va trebui să ia în considerație voința majorității consilierilor care reprezintă majoritatea din sat deocamdată până la următoarele alegeri. Deci majoritatea din sat vor condiții de lucru bune pentru angajații primăriei. Da, pentru Poate și o aceasta rampă de pledează, dar acces, că uitați. nici primăria nu are rampă de acces. Da, adică ceea ce este, este, dar ideea că cum au votat consilierii, eu am postat în grup și am numit că, am indicat că au votat două verișoare pentru fotoliu frumos, bun a primarului, a votat soț consilier, două verișoare consilieri, a votat soț consilier pentru bune condiții a soției care lucrează contabil, a votat fi nașul de cununie, rudă spirituală, pentru condiții bune a finei secretară și ceilalți, deci Obrijanu Zinaida, care este soră medicală, a votat și ea binișor cu lăsați, doamna Tamara, că-ți veniți deja babanii ăștia și lăsați să vii în primărie ca să-i scăpăm. Eu zic, dar era mai bine să vină în primărie fii pentru infrastructura gimnaziului, deci o grăzi gimnaziului sau pentru trotuare sau pentru monument sau pentru casă de cultură care s-ar putea de instalat niște panouri fotovoltaice și să avem și noi posibilitatea să privim un spectacol, actori, concerte. Deci, da, monumentul, dar încă la școală avem muzeul care tot prin proiecte a fost deschis și după școală, atunci v-am arătat din partea cum se urcă la elevii cum se urcă pe teren, dar din partea dreaptă este, adică, muzeul. Păi dacă nu ții nici la valori culturale, nici la valori istorice, despre ce mai vorbim? Și primarul mă insultă, da, deja nu mai trag atenție, mă acuză de chestii care, deci, acțiuni de Da, sfidare. dar el a fost deranjat de vizita dumneavoastră, nu știu, de azi sau de ieri la primărie, în care ați filmat, ați documentat și poate la final o să dau video-ul ăsta, dar e disponibil public pe pagina dumneavoastră de Facebook. Erați în Da. direct, în live, și în care arătați că primăria e într-o stare bună, și afară și în interior. În interior chiar ușile sunt noi, teracota pe tot, e nouă, mobila e toată nouă. Ce vor ei să mai schimbe acolo? Să bage aer condiționat? Așa se aude aer condiționat, mobilier nou și utilaj. Care utilajul? Pluguri și Și ideea boloane, nu? că Că au de tras în plug. posibil, dar uitați-vă că eu la guvern când am sunat și când am solicitat, când le-am dat idee că pentru așa bani ar fi trebuit să solicite probe, peretele X de râmă sau ce este acolo, care e cea mai convingătoare probă care ar necesita aici o jumătate de milion de lei. Că înțeleg că Pentru că ei au invocat faptul că primăria e în stare jalnică și că e mucigai prin sel, dar pe unde a intrat dumneata nu era, nu se vedea mucigai nicăieri.
Și da, bine, pentru O Lucie zi... Gaiș trebuie jumătate de milion de lei. Așa am zis și eu într-un colțor acolo se vede și acel măcegai tot îi crea de dumnealor că acolo făceau zile de, organizau zile de naștere, cafea, ceai, serveau. Asta e de ani de zile, nu de un... Și eu bucățic și eu am zis că este antimucegai. Cu acel, deci cu antimucegai nu poți să-l speli, să-l înlături cu jumătate de milion. Eu asta am zis. Până la urmă, primarul îmi spune că să mă duc în alte primării, dar nu mă duc în alte primării pe mine. Acolo posibil sunt pavate ogrăzile gimnaziilor. Dar cu câți, vă zic, cu câți primari am vorbit, care i-am găsit de pe internet numărul luat, cât și de el a pornit prin Popșoi. V-am trimis o pare misiune niște audio care i-a spune că mi este milă ca eu să irosesc atâția bani. Și de 155.000, doar vă spuneam, înainte de Crăciun anul trecut a terminat reparația și nați o bună și atâtea acuzații pentru domn director, pentru că dacă domnul Dunas, președintele Consiliului Raional, i-a comunicat lui, tuturor primarilor, le-a comunicat că este apel deschis, statul european expres, ați putea aplica la, deci, prioritățile care sunt, el nu ne-a spus nu putea să meargă la director. Director atunci era cu examenele de absolvire, în sfârșit de anul, sumedenie de dări de seamă, dar pe lângă director mai este și comitetul părintesc care era cu siguranță să se implice în școală, nu copiii lui Tudor Ion sau cum să-i spunem, și nu copiii directorului, dar sunt copiii sătenilor care au ieșit la vot. Ați văzut atunci când v-am demonstrat dumneavoastră, tot trotuarele sunt într-o stare degradată, avansată. Și Păi rampă de cum? acces nu e Vin nici la 20... gimnaziu. Da, și vin Sau 24 de copii e din una, dar e clasa... foarte înclinată, mi-am amintit. E foarte înclinată și e impracticabil. Acolo poți să frângi gâtul, poți să scapi căruciorul cu copil. Un copil în scaun rulant nu poate să intre acolo, nici un adult. Dar sunt și copii care adică cu dizabilități mai micuți, dar este o rampă care trebuie și este necesară și trebuie să fie pentru, dar putea să fie și reutilată acum. Așa? Dar vă spuneam și muzeul tot este pe același teritoriu al școlii, care din partea dreaptă. Dacă ar fi vrut, e clar că aveau unde să bage banii cei de la guvern. Se pare că au avut alte priorități și se pare că cei care au votat din Consiliu au simțit mai aproape cămașa și rudele decât interesul public. Așa că pe viitor alegătorii din Burlacu ar trebui să se gândească dacă mai votează rudele primarului sau candidează chiar ei, alți cetățeni, ca să-și apere interesele. Apă, înțeleg că mulți nu au și stă sonda aceea nefolosită, s-au băgat banii guvernului României, milioane acolo și nu se folosește. Trebuie mai investit și scos la capăt proiectul. Da, mi s-a spus că e 852.000 s-au băgat în sondă și aici, iarăși am fost eu acuzată. Ce am scris eu la minister, la guvern, la Ministerul Infrastructurii, dar am scris din numele consilier, din numele cetățenilor. Am fost acuzată că acolo e scris din numele consilierului. Da, eu sunt consilier, dar logic, sunt Aveți mandat pentru înaintată să... 4 ani să reprezentați oamenii care v-au votat. Sigur. Da, și atâta ură și atâta deci, E dram clar că i-ați de deranjat. instigat. Sigur, iar vrea să gestioneze bugetul în liniște, să-l ronțăie ca niște șoricei și cum deschizi ușa, cum se sperie. Și cam asta. Deci mă speriau și cu poliția și cu și, pro, și la proiectul ăsta care l-au făcut, l-au înaintat ei așa tainic. Vineri au fost cu secretara și au depus actele. Și inițial îmi spune că secretara a avut foaie de plasare, adică zi liberă pentru a merge la părinți. Până la urmă primarul îmi spune că o chemat-o el să depună pachetul de documente. El nu a fost întărit. Deci încă prin aceste repnite se sustrage atenția sătenilor că la data de 27, 25.07 au plecat din primărie, adică pentru ședința consilierilor, 2.500 de lei. 2.500, au fost 11 consilieri. Pentru ședință, ședința este taxată cu 250 de lei. Acea a fost ședință, aceea a fost mai rău decât târgul. Eu, evident, la un moment am tăcut din gură, cu toate că am dorit să-i acord întrebări, să-i adresez întrebări.
Iarăși, ignoranță, iarăși, Vă sedare. referiți la ședința de marți la care s-a votat proiectul cel al primarului și încă s-a revizuit bugetul? Sau la ședința de azi, că și azi Bugetul. ați avut nu știu ce ședință, ați transmis în direct o oră întreagă. Astăzi au fost consultări publice privind stabilirea tarifului la Am înțeles, potabil. erau și unii Și nici acum. consilieri, dar era în afara ședinței Consiliului Local. Da, 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 da. da. Dar am filmat. De ce? Pentru că sunt persoane care n-au putut să vină, sunt persoane Da, departe foarte bine, plecate, ca ei corect, să sigur. vadă. Și ați creat un grup pe Facebook acolo, îl publicăm și acolo și lasă să monitorizeze lumea de acasă, din comoditate. Nu toți poate să vină ziua în amiaza mare la primărie să asiste. Mai comentează, mai... Atâtea ins. Da, și dădeau sfaturi, mă uitam, senic, privea și ne dădeau și făceți tot transparent. Doamna Angela, de una, tot așa se uitau. Când am zis, avem o fetiță de la noi, lucrează cu Calmul. Și era în Asociație. Georgia la niște... E o Da. asociație, Și calm. ea scrie... Da, și ea scria cum, adică și eu am zis, iată, citește doamna Natalia, mi spune, e, pește, adică nu erau bine. Da, au fost 30 cetățeni astăzi, dar, adică, sfidarea a fost pentru ei, au demonstrat nivelul lor de inteligență. Apropo, Lilica Ileana, iarăși m-a afectat filmaș, mă numea, adică, eu chiar am tăcut și am filmat, au văzut, la un moment mă uitam, erau 26 din cetățenii noștri, care cineva are copil mic, nu poate să vină, Priveau cineva în direct a fi atunci. avut o altă problemă. Da, și iată, apropo, iarăși ai fost acuzat, Brecă, că ai fost la burlacul prin tufari și Dar așa de ce să mă nimile. acuze? Ce n-am dreptul să mă duc la Burlacu? Eu de mult am plan, dar încă n-am ajuns. Păi trebuie să mă duc lângă mașina nepotului să fotografiez o fotografie cu seria română ca să înțeleagă că atât m-a acuzat și atât mă... Au văzut numele Da, stai. românește în sat și au crezut că a venit Brega, da? Dar eu n-am mașină, eu o Da, să vin cu da, bicicleta. da. Asta e. Deci, iată, cam acest lucru și cei care consideră că i-am jignit, nu i-am jignit, pentru că primarul, în nota de concept, a indicat că cade fațada și poate cădea fațada în capul copiilor care vin la mama să o vadă, adică să o vadă la lucruri. Despre acest lucru îmi spune președintele Consiliului, care îmi spune, doamna Tamara, el a spus că, iată, poate cădea fațada, dar pe asta și drobul de sare, măi, Și poate deasupra cădea. intrării la primărie e cozorocul celălalt, n-are cum să cadă nimic de pe fațadă și trebuie cărpit și nu cred că sunt necesari jumătate de milion pentru asta. Evident, asta văd pentru că e important. Alte priorități sunt. Vorbesc cu Tot doamna la Manole copiii lor se Zina, care gândesc. este, La nu copiii știu, lor, ai și ei toți angajaților au, primăriei, da? toți copiii la școală, plus asta, altul, Maxim Popov, că el mă montui pe mine azi dacă vorbesc de copiii lui. Măi, Oho. băieți, dar nu am nimic. Da, Dar e dar eu nu amenințare am nimic. periculoasă. Cum să te mântui? Adică amenințare cu moartea, nu? Da. Da, eu te Ce distrug oameni eu iresponsabili. personal cu mâinile mele. Dar și primarul parcă Nu zicea știu din eu. astea, nu? Altă Dar și dată. el, da, pentru că, dar ați văzut și angajații lor cum spun de asta, măi, dar n-am nimic. Eu nu pot eu să răspund cu moneda aceeași. Le-am vorbit ca al vor să înțeleagă, să mă înțeleagă. Corect. Nu, n-au decât să-și arate inteligența. Clar, mulțumesc, Eu doamnă, vă pentru mulțumesc. relatare, am înregistrat și încerc acum să bag și discuția cu primarul, vizita de la primărie, dacă o să meargă. Cealaltă dezbatere publică despre apă o găsesc pe pagina la dumneata, poate o să o băgăm și în grupul celălalt, dar e prea mult, e o oră, nu-l bag la mine pe canal. Da, dar e prea mult și nu știu eu, adică crâmpie, dar mă rog. Să Bine, fii, să tine mulțumesc. atenți unde merg banii. Noapte bună. Sănătate. La revedere. Trebuie un cojin și copiii demonstrați la toată lumea și nu sunteți dumneavoastră. Și gata. De mine pot să spun și vrei. Dar de copiii și familia mea nu mă aninați. De loc nu vă aninați, doamnă. Și îmi puneți și pe Facebook și live-uri. Lasă ca să mânt pe telefonul să ajung. Dar de ce să se mântă? Iar și amenințare. Sunt organe care s-o ocupă de asta. Da, lasă să ocupi. Eu am tăcut până acum. Tășieți. Tășieți. Ai vrut-o pe galea în pământ, dacă te-ai apucat pe mine și mă vâri, da? Tășieți. Lasă. Dar pe Nini a spus că eu să filmez, eu n-am venit să vă filmez pe dumneavoastră. Dar vedeți că era altă conexiune, conexiunea era slabă. Am luat alt internet. Vreți, vă prăduiți cum vreți, că noi am știm și am
și deși rătlin. Să sar în cap, vă spun. Deși tulburați liniștea, femeii, hei. De atâta când eva sunt aia și s-a tulburat-o. Și nu o dată. Ai tulburat liniștea la tot satul. Și la toată Republica Moldova, și la toate instanțele, și la tot. Iată, poftim. Asta e revolta dânșelor, care eu am demonstrat că nu este, și deci prin înșelăciune. Au votat pentru reparația acestei clădiri Cobzari Ștefan, care este nănașul de cununie Altanei Dimin. Au votat pentru reparația primăriei Irizan Angela, care este verișoară cu primarul, pentru condițiile bune. Au votat pentru reparația acestei terenului aferent primăriei Obrejanu Zina, care își paște curcile pe acest spațiu. Deci nu au găsit oportun ca să fie, adică, alocați acești jumătate de milion de lei pentru renovarea pavajului. Încă și poți trec până la punctul medical ca să vedeți în ce condiții se află spațiul aferent punctului medical. Este imposibil să deplaseze persoanele, cum ieri am filmat, cu un baston, cu două bastoane. Acta azi au strâns pui de curcă care mișună pe aici. Și eu sunt ră. Deci banii nu trebuie să fie dați în vânt. Și acuzele care le aduc, ei le aduc așa doar din furie. Dar asta este. Iată, uitați-vă cât... Cum se deplaseze, că aici e pe o coastă acest... Și atât aici nu este rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități. Și plus la aceasta nici apă nu este la punctul medical. Asta este. Dar am filmat pentru ca să cunoască și cei de la guvern despre starea reală a lucrurilor care pretins s-ar găsi în primăria Burlacu. Eu voi reveni. Ia Burlacu. Bună ziua. Bună ziua. Iată, după cum vedeți, panourile și astăzi sunt nescrise, neîndeplinite. Bună ziua, doamnă Tatiana. Bună ziua, domn primar. Eu sunt live pentru că am sunat la guvern și mi-au spus că să fac mai multe videouri ca să putem demonstra care e gravitatea. Este gravitate? Ce problemă este aici în biroul dumneavoastră? Nu sunt. Este vreo problemă? Astimă. Ce-ați fi? Dați-mi pace. Ce-ați fi? Nu mai faci să mai... De ce să nu fac? Ce vreți să faci acasă, dar... Păi eu am solicitat și guvernul și sătenii. Da. Da, păi eu sunt aleasă, domn primar. Aleasă, da, sfere. Da, da, sunt aleasă. Cum știți dumneavoastră, de aleasă de mine, 4 mandate la rând. Da, și mulțumesc de votul care m-ați încredit. Poftim, da, vă l-am cu toată încrederea. Și de în pământ, mă doresc. Nu, domn primar, iată, vreau să demonstrez cât de gravă este situația aici la noi, în scaunul este care e lizbunii, poate să le iei. Și atât vă spuneam despre scaunul fotoliu care este mai de mult. Așa, prim de aici, doamna Tatiana are și ea tot un scaun. Domn primar, ați văzut că are nu văd niciun fel de pui de mușigai pe aici, dar este anti-mușigai. Este minte. Este, da? Minte, numai că trebuie să o aveți. Iată-ne și aici prin colțuri, iată ne uităm, vedeți, iată fotoliile, nu este atât de rău, ușile sunt schimbate, ei doresc aer condiționat, că e prea puțin. Iată, din câte vedeți, mobilierul este schimbat. V-am arătat și la etajul 2. De ce, domnul primar, aceste panouri nu sunt completate decât secretar? Aceste panouri, de ce nu sunt completate decât secretar? Lucrează? Deci, baia este biroul contabilii care spune că
ar fi, nu știu cât aici ea, deci uzură de, nu știu care e uzură. Dar știți că n-ai drept să filmați. Eu sunt acum direct cu guvernul. Dar puteți fiți, dar știți că n-aveți drept să filmați, că așa dați pe este... personal la persoanelor. E instituție publică, stimată doamnă. Sunați, da. Și zilnic să filmați, postați tăiți prostii. Și postați tăiți la început până la urmă, nu tăiți pe bucățele și arătați și ce. Nu, și ați filmat ce a fost pentru dumneavoastră, ați lăsat ce a fost care pentru angajați ați șters și lăsați numai pe trebuie. Și vă convine și iertați. Domn privat. Toată lumea vă vede și de, cât de triștiat sunteți. Noi, unicul om în Republica Moldova, toate primăriile au făcut reparații, toate și acum au trei primării. Dar nu ridicați vocea. Guvernul să ia guvernul să ia atitudine. Primăria trebuie să fie cel mai frumos obiect în fața satului. Oameni, doamna Tatiana, aveți de lucru? Aveți de lucru? Aveți de lucru? De ce stați aici cu telefonul ascuns? Da, unde este? Și vă duci să faci seara. Stați că răci să... Eu n-am tăiet. La mine cu conexiunea era rău cu cartelă și... Scriți lucruri buni care se fac în sat, numai prostiile care le fac. Umblați toată ziua, vedeta burlată în și ies. Dar nu ridicați vocea. Nu ridicați vocea. Dar nu faci simuleți, mă... N-are și faci acasă și umbla iurea pe cuvură. Iar mă juri. Ce vreți să faci, trebuie un cojur. Demonstrați la toată lumea și nu sunteți dumneavoastră. Și gata. De mine pot să spui și vrei, dar de copiii și familia mea nu m-a animat. Din loc nu m-a animat, doamne.